Recunoștința poate transforma zile obișnuite în sărbătoare, poate schimba munca de rutină în bucurie și blestemele în binecuvântări. William Arthur Ward. Suntem atât de mult afectați de ce se întâmplă în jurul nostru. De multe ori spunem că noi oamenii suntem ca vremea. Asta pentru că emoțiile reacționează la ce se întâmplă și ne pot face ziua frumoasă sau dezastruoasă și, din păcate, de cele mai multe ori, niște lucruri mărunte ne pot strica toată buna dispoziție. Știi că există o diferență între emoții și sentimente? Nu ne putem feri de emoții dificile și negative, însă putem genera sentimente pozitive. Putem transforma o zi proastă într-o zi superbă. Cum? Prin recunoștință. Nu fericirea aduce recunoștință, ci recunoștința aduce fericire. Poți genera sentimente pozitive, poți să-ți schimbi felul în care te simți doar spunând un simplu mulțumesc. Ce se întâmplă atunci când spunem mulțumesc? Vezi tu, creierul este un specialist în a detecta tot ce e negativ. Tindem să ne concentrăm mai mult pe obstacole și pe dificultățile din viață pentru că acestea cer acțiune. Și trebuie să ne luptăm, să depășim obstacolele ca să revenim la curgerea normală a vieții. Dar, din păcate, uităm să observăm lucrurile bune din viață, pentru că ele sunt deja acolo. Și nu trebuie să facem nimic pentru a le face să rămână cu noi. Când spui mulțumesc, forțezi practic creierul să observe ce ai deja, să vadă partea cea bună. Din păcate, ne grăbim prea de multe ori să punem etichete. Am avut o zi proastă. Trec printr-o perioadă grea. 2020 a fost cel mai urât an din viața mea. Toate acestea sunt niște etichete pe care le punem momentelor. Și odată ce ai pus aceste etichete, ele rămân acolo. Însă, înainte de a eticheta un moment, întreabă-te pentru ce poți fi recunoscător. Ca să înțelegi mai bine de ce este important să practici recunoștința, vreau să-ți dau 5 beneficii clare ale recunoștinței. 1. Recunoștința arde emoțiile toxice. Sistemul limbic este o parte a creierului nostru care este responsabil pentru experiențele noastre emoționale. Amigdala, din sistemul limbic, activează de cele mai multe ori reacții emoționale de tipul luptă, fugi, îngheață. La rândul lui, hipocampul înregistrează emoțiile în memorie și în felul acesta creierul învață când să reacționeze cu frică, când cu furie, când cu blocaj emoțional. Fără recunoștință, ai rămâne doar cu amintiri negre, impregnate de aceste emoții toxice. Însă atunci când ești recunoscător, se activează din nou amigdala și hipocampul, iar creierul înregistrează în memorie acele momente ca fiind pozitive. 2. Recunoștința și mulțumirea sunt niște detoxifianți naturali pentru minte și creier. Recunoștința reduce nivelul de cortizol, hormonul de stres din creier, și crește nivelul de serotonină, hormonul fericirii. Mulțumirea întărește funcțiile inimii și te face mai rezistent în fața emoțiilor negative. De fiecare dată când te concentrezi pe mulțumire, ajuți practic creierul să combată anxietatea, depresia și stresul. 3. Antrenându-ți recunoștința, vei fi mult mai dispus să primești și să oferi acte de bunătate. S-a demonstrat că aceste acte de bunătate mici activează hipotalamusul, o glandă din creier care reglează diferite funcții importante din corp, precum somnul. Reglarea hipotalamică declanșată de recunoștință te ajută să ai un somn natural mai profund, mai sănătos și mai bun în fiecare zi. S-a observat de asemenea că recunoștința reglează nivelul de dopamină din creier, ceea ce te ajută să te simți mai energic, mai plin de vitalitate și entuziasm. 4. Recunoștința activează nervul vag. Cu cât este mai puternic acest nerv, cu atât te poți relaxa mai ușor și cu atât scade inflamația mai repede și sistemul imunitar e mai puternic. Și 5. Atitudinea de recunoștință poate să-ți îmbunătățească chiar și viața financiară. Când ești nemulțumit, tinzi să cheltuiești mai mulți bani, să cumperi mai multe lucruri, gândind că astfel te vei simți mai bine. Acest comportament a ajuns chiar să fie denumit ca terapia prin shopping, care, din păcate, nu e deloc o terapie. Este cel puțin ironic că, în aceeași perioadă în care avem sărbătoarea recunoștinței, cheltuim cel mai mult din întreg anul la Black Friday. Însă, când cultivi recunoștința, este mult mai ușor să economisești și să dăruiești. Toate acestea funcționează doar pentru cei care și-au făcut din recunoștință un obicei. E adevărat că părinții ne-au învățat că e important să spui mulțumesc când primești ceva, însă dacă
Vrei să simți cu adevărat puterea recunoștinței în viața ta? Nu este suficient să reacționezi prin recunoștință doar când primești ceva. Ai nevoie să cultivi o recunoștință proactivă. Și pentru asta îți recomand 3 lucruri. 1. Când te trezești dimineața și pui picioarele pe podea, spune de 3 ori: mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ar trebui să-ți vină în minte măcar un singur lucru pentru care să-i mulțumești lui Dumnezeu în acea zi. Al doilea lucru, în timpul lucrurilor de peste zi, poți să faci pauze în care să privești pe fereastră, să respiri profund și să cauți motive de mulțumire. Poți chiar să-ți setezi alarma telefonului de câteva ori pe zi ca să-ți aduci aminte să fii recunoscător. Și 3. Seara înainte de culcare, scrie un jurnal al recunoștinței. Scrie cel puțin 5 lucruri pentru care ești recunoscător pentru acea zi. Robin Sharma spunea: recunoștința aduce fericire, fericirea amplifică productivitatea, productivitatea descoperă maestria și maestria inspiră lumea. Începe să creezi momente de recunoștință proactivă, pentru că asta înseamnă să aduci în viața ta mai mult din ceea ce eu numesc clipe de claritate. Thank you.